Așa, grădina nu se mai vrusese până atunci pe acolo. Neam Păratul avea un măr care făcea mere de aur. N-a apucat niciodată să mănânce licoarele făcuite. Păduse-l chem pe Ștefan. Ștefan! Nu! Nu-l chem aici, Ioana! Eu de crezut tot timpul îți face pe vedeta! De ce nu-ți place? Are emisiune pentru copii foarte drăguță. Emisiuni răsuflate pentru pici. Mai bine mă uit la un film cu Van Damme decât să mă uit la emisiunea lui Siropoasă cu zâne piti sau albă ca zăpada. Serios? Foarte serios! Tot timpul spune povești de parcă scufița roșie sau albă ca zăpada ar fi existat cu adevărat. Când orice mucos știe că sunt doar personajele din poveștile fraților Grimm. Personaje cu care nu putem vorbi și care n-au cum să ajungă în lumea noastră, tot așa cum nici noi nu putem ajunge acolo. E sigur? Eu n-aș băga mâna în foc. Oricum, nu place misiunea lui și pace. Gândește-te puțin, Ioana, chiar dacă s-ar întâmpla vreo minune și scufița roșie, de exemplu, ar ajunge la noi, părerea mea este că n-ar rămâne, n-ar face greșeala asta niciodată când ar vedea ce greu o ducem. Aici ai dreptate, o ducem cam greu. Chiar crezi că asta ea se spele de 3 ori pe zi pe dinți? Sau și-ar păstra tot timpul curată rochița? Chiar crezi că s-ar putea trezi ea zi de zi la ora criminală de 7 fără un sfert? Sigur că n-ar putea dacă s-ar culca ca tine la 11 noapte. Veta! Mi-ai strigat cu Veta! Hei, m-ai strigat? De mult, de tot, îmbrem, îi depărtat. Ah, scuză-mă, dar era așa o gălăgie dincolo. Tu nu dori din băiță, că... Aia nu mă gândești. Am avut o discută legată de povești. M-am gândit că poate rămânești cu cei și cu. Da, se poate, dar cum să nu doar? Am antrenament. Dacă la dormi, te premiez. Ce poveste vrei să-ți spun, măi, Danuț? Știi tu să faci așa ceva? Dar cum să nu? Doar asta e meseria mea. Am chiar și o emisiune pentru copii în care spun povești în fiecare duminică. Nu știu dacă te urmărești, dar este foarte cunoscut. N-am făcut greșeala asta decât o singură dată. Te pomenesc și ți-a plăcut. Ce puteți să întâmplă că la o emisiune în care anumite persoane vorbeau cu personaje de poveste dacă ar fi fost vecinilor de la bloc? Eu nu sunt fraie să cred în trucajele astea ieftine. Da, stai puțin, dar nu sunt trucaje. Sunt scamatorii. Scamatorii? Adică dacă spun hocus pocus, poți sta de vorbă cu cenușărea asta? Exact. Cenușărea asta e... Să vedem! Ce să vedem? Cu ce? Scamatoria, dacă poți să o faci, fă! Păi, dar stai puțin, dar nu pot să o fac aici. Păi de ce? Păi, pentru că nu am instrumentele necesare. O pot face doar la televiziune. Vrăjeli, un magician adevărat poate oriunde și n-are nevoie de instrumente. Dar ce crezi tu că o scamatorie se face așa cât ai pomnit din degete? Danuț, de ce ai stins lumina? De ce nu ești cu minte? Dar n-am stins eu mene. Iar dacă n-a fost operată atunci, cine a făcut-o? Te pomenești că-i pistit-o, eu care nici nu m-am mișcat decât scaun. Te rog frumos, o aprinzi imediat! Mă găsă pe Ioza! Dar cum mă găsești? E pe noptieră! Noptiera! Nu mai e aici! Lănuț, ce se aude? Ai dat drumul la casetofon? Eu dau casetofon! Ne petrefie, poate să reuși scamatoria! Care scamatorie? Cu care? Cea pe care ai făcut-o din aur când ai pomnit din degete! Să te agiți, nu te filmează.
colegilor de la școală pe când aveți. Fii liniștit. Lenuț, trebuie să-ți fac o mărturisire. Te-am mințit. Da, am mințit. Nu știu să fac scamatorii. Tot ce vedeați voi la televiziune erau într-adevăr trucaje. Ai avut dreptate, Dănuț. Sunt un mare mincinos. Iar dacă poți, te rog frumos să mă ierți. Dar acum trebuie să ajungem acasă. Vrei să-mi spui că tu m-ai adus în locul acesta minunat? Dacă poate fără ești de rog să mai frumoasă decât nu ți-am văzut eu până acum? Da, asta vreau să spun. Vezi că ai scrâșinat un pinocul. Dacă nu te mai adus aici, atunci cine să mă fi adus? Habar n-am. Oglinda! Cine e cea mai frumoasă din țară? Sunteți prea frumoasă, mărită, doamnă. Așa e. Dar de frumusețe rece, altul ca zăpada, te minte orice întrece. Cine? Copila? Ha! Ha! Ce faci, mă scoasă? De ce ai închis cartea? Ce de praf! Fata asta cred că n-a mai pus mâna pe carte de povești de secole. Hapciu! Deschide imediat! N-auzi? N-aude. Și nici nu mă interesează. Nu știu ce se întâmplă. Mai nu se plictisesc foarte repede. Nu mai iau răbdarea să citească povestea până la capăt. Hopciu! Poate n-am dus eu cum se cuvine. Da capo! Ha! Sunt frântă. Am nevoie de niște zile libere. Ei, mă, că-mi ia că iara! Mamă, nimica! Dintr-o poveste în alta scapă? Aiurel! N-ai unde să te ascunzi! Nimeni nu știe ce poveste urmează să... dispară. Copii! Nu mai ești un vinovați pentru harabura din lumea noastră! Știi de ce? Pentru că nu ne mai citesc poveștile! Da, ai plictisim. Nu cred. Cum? Vreți să-mi spuneți că n-am dreptate? Las, că vă știu eu! Mai bine vă uitați în cutiile acelea luminoase în care se împușcă tot timpul între ei vânători! De ce se împușcă? Probabil că n-au loc. De unde vrei să știu eu? Și cum se numesc acele cutii fermecate? Le spun teleizboare, iar imaginile sunt filme. Cum sunt? Filme? Filme! Filme! Se uită la filme de groază. Se uită la filme de groază sau bucarate în loc să citească povești. Știu mai bine atunci de haosul care domnește aici. Cine domnește? Uitați-vă jurul vostru! Unde? Din cauza lor, personajele de poveste nu se mai simt iubite și au început să se teamă. Mie nu mi-e frică. Știți foarte bine că dacă o poveste rămâne necitită
de un an de zile dispare și toate personajele mor. Nici noi nu mai avem mult. Uitați-vă ce hal am ajuns. Nu e timpul. Liniște! Cu noi nu se va întâmpla așa ceva. Albă ca zăpada e una dintre cele mai îndrăgite povești. Și tu te mulțumești cu atât? Da! Adică nu. Nu te revoltă ce se întâmplă cu confrații noștri din cauza oamenilor? Dacă aș pune mâna măcar pe unul dintre ei, le-aș arăta lor. Cine e acolo? Cine sunteți voi? Oameni de bine! Albă ca zăpada! Tu ești albă ca zăpada? Iar tu ești spartă, știu! Chiar trebuie să-mi amintesc asta de fiecare dată! Suntem numai copiștilor! Unde altundeva? Eu sunt albă ca zăpada, tu cine ești? Suntem oameni de bine! Când mă întreabă fata mea cine sunteți, nu vă descâmpi! Răspundeți frumos și limpede! Ar vrea un gâmbet să mănânce șobolani! Ar fi început? Da, doamnă! Doamnă? Da, înălțimea voastră! Așa mai merge! Deci, cine sunteți voi? Ai o chiaruncă? Păi eu sunt actor, iar acesta este copilul prietenului meu. Încercam să-i spun o poveste și nu știu cum din senin am ajuns aici. Ăsta-i de bun! Poate e la prea tare, după îmbrăcăminte nu prea îmi dau seama. Prinț cumva? Ți-ai găsit? Nu vezi tu ce urât e? Vânător? Albă ca zăpada? Deci tu ești bună și că nu le vei face nici rău. Așa că dă voie să mă prezint. Pe mine mă cheamă Dănuțul, sunt un copil foarte cu mitare. El este prietenul meu de profesie actor. Să arăt mâinile, doamnă. Actor? Ce piticul e bun? Nu mai pune mâna pe mine! Eu nu sunt pitic, sunt copil, doamnă! Bine, dar la noi nu există actori, nici copii pe care să-i cheme Dănuți și nici simpli tătici. Copiii de la noi se numesc Hansel sau Gretel, iar tăticii sunt cu toții împărați, vânători sau cel puțin pădurari. Eu una nu înțeleg ce să mai bați capul cu ei. Nu vezi că și-au pierdut dințile? Nu ne-am pierdut nimic! Suntem oameni, nu personaje de poveste, atâta tot! Atâta tot? Sunteți oameni? Nu se ajuns aici. Habar n-am cum am ajuns, dar am ajuns! Nu se poate să am un asemenea noroc. Deci, voi sunteți cei care nu le citiți poveștile! Dar nu-ți fugi! O să am eu grijă de ei! Voi sunteți toți balaurii, smeii, vânătorii și killerii și voi pune pe urmele lor. S-a zis cu ei! Mamă, să nu faci asta, te rog frumos! Vai de mine, cum să-i ajut dacă e prins sigur îi mănâncă, de-abia așteaptă să se răzbune măcar pe doi dintre reprezentanții oamenilor. Nici eu nu sunt de acord cu faptul că unii dintre ei nu ne mai citesc poveștile, dar aș vrea să găsesc o rezolvare pașnică a problemei. Cum să fac? La cine să-i duc? La vrăjitoarea din os. Ah, da, la vrăjitoarea din os. Ea va ști cum să-i ajute. De ce? Pentru că e cel mai înțelept personaj din poveste. Puxonul. Unde fugeam? La vrăjitoarea din os. Ah, da, la vrăjitoarea din os. Stai cu mai tot! Deci, vai de capul și de zilele noastre! Ai văzut ce era, ce s-a întâmplat cu noi? Cine și-a bătut joc de noi în halul acesta aducându-ne aici? Doamne, vreau acasă! Scapă-mă ca în familie! Tu ai plânge! Îți zici tot cheful! Cheful? Da, cheful! Nu stai seama unde am ajuns! Stăm în lumea poveștilor! Stai că treabă! Să
Așa mă știi tu pe mine. Eu nu beau decât sirop. Așadar avea dreptate pe tine. Cine? Niște mincinos cu Fițo. Până aici a fost ligimonul acest. A fost odată ca niciodată o fetiță zglobie și drăgălașă, pe care o iubea oricine de cum o vedea, dar mai dragă decât oricui, îi era ea bunicii, care nu știa ce daruri să mai facă. Odată, bunica-i dărui o scufiță de catifea roșie și pentru că ședea tare bine, nu mai vrea să poarte nimic altceva pe cap și de atunci o numiră scufița roșie. Nu te necăzi scufiță. Numai din cauza ta nu interesează povestea noastră. Nu trage. Nu mai trag, mi-a venit o idee mai bună. Bravo, scufiță. Așa te vreau, fata lupului. Hai să te mușc. Pardon, să te pup. Aș face oricum arte de lup degeaba. Mai bine să te înlocuim, dar sunt atâția lup flămânzi în pădure. Cum? Tocmai mie vrei să-mi faci una ca asta, scufiță? Vrei să mă lași pe drumul? Da, tocmai acum mă duc la lup flămânzi. Dar nu se poate. Pentru povestea asta aveți nevoie de un lup destoinic. Nu de un începător. Scufiță, nu mai fac, promit. Prea târziu. Scufiță, vreau. Scufița asta este în stare să mă nenorocească, să mă lase pe drum, nu alta. S-a făcut așa de rea în ultimul timp, de nici nu mai știu cine-i de bună credință în toată povestea asta. Eu sau ea? Și auzi ce-mi reproșează, că i-a fi știut. Știuit? Șutit sticla de vin. Minciuni fruntate. Eu nu beau decât sirop din fructe de pădure, făcut din fraș și mure. Scufia e dezinformată. Așa-i trebuie dacă se ia după pitici. Ăștia cum nu beau treabă în povestea lor și-a găsit altă ocupație mai selectă, aceea de bârficioși. Nu le-ar fi rușine șepcuțelor. Ia uite cum distrug viața unui lup destoinic. Așa, cu vorbe aruncate în vânt. Și acum, iată-mă pe drumuri, fără slujbă, fără perspectivă, alungat de toți. Las că o să le pară lor rău când vor vedea că m-au dat afară din poveste nevinovat. Ce credei? Că dacă aduc un alu scapă, nimeni n-o să scape, pentru că nu mai citiți povești. Aie! Nu ne mai iubiți și vom, eu din cauza să își beau sirop, de frică. Adevărul este că mi-e teamă să nu dispară și povestea noastră ca toate celelalte. Se apropie sfârșitul lumii, ce mai? Așa că mai bine mine ca maru, să nu știu când. Nu te duci nicăieri. Ba da, mi-a venit de idee. Stai aici că ne mănâncă pe amândoi. De ce e supra lupule? Adina mi-a închis un copil cartea în boț. Tu de ce puteți speridoi? Nu o să speridoi, sunt copil! Poftim? Da, sunt copil! Da, sunt copil, că trebuie să facem un lupule, nu fi negăjit. Te ajutăm noi, care noi? Ei și prietenul meu, actorul. Ne-a gândit că putea face un filmuleț minunat despre ce se întâmplă acum în lumea poviștilor. După bistrunarea lui, sunt convins că foarte mulți copii vor începe din nou să citească povești. Serios? Dar acum de ce nu mai citesc? De ce nu mai cred în existența noastră? Pentru mulți copii sunteți doar niște invenții. Cum? Cum? Scorneli. Adică vreți să spuneți că din ce ăștia scuțiți n-ar fi adevărați? Sau că blana mea stufoasă și ghearele mele nu sunt scorneli? Domnule, nu cred că e cazul să vă supărați. Pe noi ne-ați convins. Acum vom avea și noi grijă să-i convingem pe alții la rândul nostru. Prin emisiunea pe care o vom face, de povestea scufița roșie, promit să mă ocup în mod personal. Vorbiți serios? Vai, vă mulțumesc! Ați făcut unul fericit, vă mulțumesc, dragii mei! Vine mama, vitregă! Vai, scuzați-ne, avem program de jogging! Program de ce? Să spui imediat cu cine vorbea din ea. De ce strigi așa? Vorbeam și eu singur. Minți! Mai eram încă două lichioane cu tine. Treaba mea cu cine vorbeam. Ce vă privește? Mă privește pentru că urmăresc doi oameni. Nu mai spune. De ce? Dar de ce îi urmăriți? Lupule,
tu iar ai tras-o la măsea? Categoric. Vă rog frumos să nu mă jigniți. Spun asta pentru că numai unul prost în v-ar putea să pună o asemenea întrebare. Cum de ce îi urmărim? Pentru că sunt oameni. Sunt oameni și trebuie să plătească pentru harababura din lumea noastră. De-aia îi urmărim. Înțelegi? Dar de unde știți voi că sunt băieți răi? Poate vor să ne ajute. Lucule, tu de partea cu ești? A lor sau a noastră? Eu întotdeauna am fost de partea mea. Urmează-mă, urmează-mă, nu puteau ajunge prea departe. Nu permit așa ceva urâtelor! Ce, eram prost să dau de golduri mai pe cei care îmi vor salva povestea? Mă duc să-i spun și scufile vestea cea bună. Dar unde-o fi cărarea? A, uite.
dacă eu sunt gras, află că te-ai slabă și urâtă ca o scopitoare. Las că te spun eu, oameni, Hansel, să vezi atunci ce răspunde mai cer. Puținul pasă. Vila și bătaie, nene. Nu mi-e frică de mama, nu-i topăricioasă ca tine, prieteni. E la babă, planta, băbă, duce singur dacă nu vine voie să te ridici. N-ai de. La revedere. Călătoresc plâncenat. Să știi că vorbesc și le-o spet. N-ai plecat încă. O să-ți pară, ți-e rău, ai să vezi. De ce nu ne-a adus acasă de la bun început sau de ce ne-a mai adus aici?
Sunt din ce în ce mai sigur că ea ne-a adus. Păi, n-am voie să spun, nu pot. Aha, ați văzut că am avut dreptate, vreau să ne întindă o cursă. Nu te supăra după ca zăpada, dar dacă nu ne spui ce se petrece, nu mergem nicăieri. Mi-a ajuns ce-am pățit aseară. Era cât de ce să-mi spart capul. Bine, vă spun. Acum ne spune altă minciună. N-am mințit, chiar vrea să vă trimit acasă, cu o condiție însă, vrea să salvați lumea poveștilor. Cum? Spunea că ați găsit singur soluția și a spus lucrului din poveste. Din povestea Scufița Roșie, iar lupulețul nostru, cum e slobă la limbă, s-a lăudat la toată lumea. Aha, filmulețul! Bine, dar noi am spus-o doar așa, într-o doară. Într-o doară? Zice că suntem într-o doară. Domnule, noi nu suntem într-o doară. Exagerez! Bine, dacă nu vreți, atunci rămâneți aici să vă găsească mama vitregă. Urmați-mă, întârziem la bal. Urmează-mă. Ce ceva vorbește? Să ținem castel din povestea Cenușăresii. Acolo luăm noi cele mai importante hotărâri. Ce ciudat mă simt, am impresia că toată lumea ne privește. Ți se pare, uite-te și tu puțin la noi, suntem murdari plini de praf și de vânătăi. Ai dreptate. Palaurul, gata, ne putem lua de-o de la viață! Ne cunoaștem de undeva? Nu! Serios? Simios de-o prin preajmă! Suntem pitici? Eu sunt mutilică de-aia, este marocanoasă! Serios, simios de-o prin preajmă! Nu asta carne de-o pe aici! Simios de copii! Doamne, vreau acasă! Liniștește-te! Acum apare vrăjitar din nou ce ne trimite acasă. Doamne, promit să fac cel mai grozav filmuleț din viața mea! Îi voi convinge pe copii să creadă din nou în existența poveștilor! Doar lasă-ne să plecăm acasă, te rog! Să aducem mai mulți din toate
și copii și actori și cărturari. Minunat! Îi adunăm pe toți și pe urmă dăm cu ei în populație. Afară! Nu plec nicăieri! De unde vom avea noi garanția că se ține cuvânt? Ăștia toți sunt niște mincinoși! Așa e, niște mincinoși! Mai bine să votăm! Dacă eu să-i omorâm sau nu, eu sunt pentru labele sus! Nu o scoatem la capăt așa, știți? Dacă bunii și răi sunt la fel de mulți, votăm degeaba. Poate că unii sunt de altă părere, nu e obligatoriu să votăm în turma. Scoateți-l afară, precis, l-a cumpărat cu ceva! Să-i omorâm pe intruși! Danuț, de ce ai zis lumina? De ce nu ești cu minte? Dar n-am zis eu, nene! Dar dacă ne-ai făcut o toată, cine a stins-o? Te pomenești cu o pisică, eu care nici nu m-am mișcat de pe scaun. Te rog frumos, o aprinzi imediat. Nu o găsesc pe Ioza. Dar cum nu o găsesc de pe noptieră? Noptiera! Cum ai e aici? Așa, unde rămăsesem? A, da, la trucaje. Îmi pare rău pentru ce astea din aur. Am fost nepoliticos. Da, sunt trucaje. Chiar dacă am avut dreptate... Numai că vezi tu, Dănuț, dacă eu n-am cunoscut-o cu adevărat pe cenușerea asta și n-am adus-o în emisiunile mele, asta nu înseamnă că ea nu există undeva. Ei, na, nu mai sunt pici de grădinițe, nu mai e chiar că-și culeg așezi împreună cu Hansel și Gretel. Poate că au dreptate. Nu sunt reali, nu-i putem atinge. Dar dacă nu-i putem atinge, asta nu înseamnă că ei nu există undeva. Ce vezi aici? O carte. Serios? Eu văd o poartă. Fiecare carte deschisă poate fi o poartă către altă lume. În cazul nostru, lumea basmelor. Imaginează-ți un loc în care personajele de poveste își duc traiul la seme nouă. O lume paralelă? De ce nu? Bine, dar poveștile sunt scrise de oameni. Unde s-ar putea găsi loc cu asemenea lume? Aici. Și atâta timp cât va rămâne acolo, oamenii din jurul nostru vor fi mai buni. Noi vom fi mai buni. Bine, Ioana! Doarme? Da. Ei, tu vrei. L-am primit deja. Mi-a venit o idee despre un nou filmuleț. Său? Și cum se va numi? Cine știe? Poate Minunea. Sau, poate mai bine, Viața ca o poveste. Oh,